Taximetriștii sunt disperați, la fel ca toți șoferii care își alimentează mașinile cu gaz. Dacă până de curând metanul era cel mai ieftin carburant, acum prețul său este aproape de cel al gazului lichefiat. Un litru din acest combustibil costă astăzi la benzinării 13 lei și 10 bani, după ce prețul a crescut cu 30 de bani pe zi. Aici era 12,80, acum văd 13,80. Mulți șoferi care își alimentează mașinile cu metan au avut o surpriză neplăcută în această dimineață. Prețul combustibilului s-a majorat din nou. De la începutul lunii noiembrie, valoarea acestuia a crescut cu 5 lei. Taximetriștii se plâng că lucrează în pierdere. Asta e nerealne. Nicto nu înțelege asta. Все думают, что все миллионеры здесь. Раньше было 80, сейчас 160. Два раза больше. Majoritatea taximetriștilor spun că în această situație singura soluție este creșterea tarifelor pentru călătorie. 200 мы стали меньше до 200 лей зарабатывать. Значит, надо что-то сделать, чтобы на 200 лей больше стали зарабатывать. Вот и все. Alții și-au pierdut deja speranța în schimbări mai bune și se gândesc să-și caute alt loc de muncă. Și aș счета придут за коммуналку в декабре месяце. Там-то тоже цены поднимут, правильно? А нам почему-то не поднимают. У меня до 11 января техосмотр, страховки, я уже доезжу и буду другую работу искать. Я ничего не зарабатываю, смысл убиваться. Nu toți șoferii sunt de acord cu scumpirea călătoriilor din cauza că vor avea mai puțini clienți. Singura speranță a lor este ca prețurile carburanților să mai coboare. Вообще он должен понижаться, а не повышаться. Я смотрю, у нас цены примерно чуть-чуть меньше, чем в Германии. Хотя Молдова в СНГ, как бы еще и могли бы цены сделать подешевле. Diferența este. Dacă cheltuiam pe zi, de pildă, spunem 200 lei, acum cheltuie 400 lei. De potrăit ceva cu prețurile astea, sunt foarte mari. La 100%, salariile sunt mici, prețurile sunt mari. Ultima scumpire serioasă a gazului metan a avut loc la începutul lunii noiembrie, când, din cauza creșterii costului de cumpărare, prețul acestuia s-a majorat cu 60%, de la 8 la 12 lei și 80 de bani pentru un litru.